Prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, împreună cu Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, s-au întrunit astăzi în ședință pentru a lua măsuri privitoare la canicula din aceste zile. S-a adoptat astfel un plan pentru diminuarea efectelor produse de canicula excesivă și pentru gestionarea situațiilor generate de aceasta. Noua avertizare meteorologică emisă astăzi, cod portocaliu de caniculă, afectează județul Mehedinți. Fenomenele vizate fiind val de căldură persistent și disconfort termic deosebit de accentuat în perioada următoare. Referitor la codul portocaliu de caniculă, instituția prefectului județului Mehedinți a notificat unitățile administrativ-teritoriale de pe raza județului Mehedinți, comitetele locale pentru situații de urgență și membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Drobeta-Turnu Severin, privind emiterea noii avertizări meteorologice, subliniind obligativitatea aplicării măsurilor de prevenire în perioadele caniculare pentru populație, dar și a măsurilor de prevenire a incendiilor. Am convocat ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență din două considerente. În primul rând, dat fiind faptul că prin prognoza meteo a perioadei următoare se anunță persistență în ceea ce privește canicula, fenomenele de caniculă vor continua și chiar cu aspecte mai pronunțate, în sensul că temperaturile vor crește începând cu ziua de mâine, de sâmbătă, peste 40 de grade, indicele de confort termic de asemenea, și atunci noi trebuie să ne protejăm populația județului și în special populația, acele categorii vulnerabile ale populației. În vederea prevenirii și atenuării efectelor caniculei asupra populației la temperaturi mai mari de 30 de grade Celsius, se impun următoarele măsuri de protecție. Consumarea în media 3 litri de lichide pe zi, evitarea consumului de alcool, consumarea cât mai multe fructe și legume, consumul de alimente cu valoare calorică scăzută, protejarea corpului de expunerea directă la radiațiile solare, evitarea circulației între orele 11 și 18 în zilele cu temperaturi crescute. Dacă nu se pot evita deplasările în intervalul orar menționat, se vor lua măsuri de protecție. Se va merge pe la umbră cu capul acoperit și îmbrăcăminte adecvată, de culoare deschisă. În agricultură, pe șantierele de construcții, în halele industriale care nu au posibilitatea asigurării unor condiții de climat corespunzător, activitatea se va desfășura dimineața și seara. Persoanele cele mai afectate de temperaturile ridicate sunt cele în vârstă și copiii, precum și cele cu afecțiuni cardiovasculare. Aceste categorii de persoane vor evita circulația între orele 11 și 18. Instituția Prefectului Municipiului Drobeta-Turnu Severin va continua să monitorizeze prin intermediul serviciilor publice deconcentrate măsurile ce se dispun pe perioada caniculei.